Satul Tomulești este cunoscut de toată lumea drept localitatea cu cele mai grave probleme pe timp de iarnă. Din cauza drumurilor care devin impracticabile în condițiile în care ninge abundent, oamenii de aici au mereu de suferit. Pentru a le veni în ajutor, Crucea Roșie a inaugurat cu doar două zile înaintea începerii viscolului un punct de prim ajutor în casa unei localnice din satul Tomulești. La doar câteva ore de la intrarea în vigoare a codului portocaliu de ninsor și viscol, 30 de persoane în vârstă cu probleme de inimă sau diabet au apelat la serviciile oferite de personalul punctului de prim ajutor. Având în vedere condițiile meteo, căderile masive de zăpadă și viscolul care au afectat satul Tomulești și comuna Toporu, marți noi am distribuit către cetățenii care au avut nevoie din satul Tomulești un număr de 250 de pungi cu supă instant, dar și pentru cetățenii din comuna Răsuceni, la fel câte 250 de pachete cu supă instant. Din cauza ninsorilor abundente din ultima vreme, în urmă cu două zile, Crucea Roșie Giurgiu a trimis către localitățile Toporu și Răsuceni câte 250 de pachete cu supă instant și pâine. În permanență suntem pregătiți pentru a interveni la salvare și evacuare. Crucea Roșie Giurgiu, în urma protocolului cu Inspectoratul Județean de Jandarmi Giurgiu, a constituit încă din data de 24 ianuarie o echipă de salvare și evacuare. În afară de această echipă care este gata să intervină oricând, avem încă două echipe care sunt pregătite, sunt în alertă pentru a interveni și nu numai. Avem pe stoc tot ce ne trebuie, apă minerală, conserve, ceai, zahăr, pâine, saci de dormit. Potrivit inspectorului Crucii Roșii Giurgiu Lia Măcelaru, astăzi în jurul prânzului un detașament format din 16 persoane specializate din Crucea Roșie și jandarmi au participat la o misiune de ajutorare și salvare a persoanelor aflate în dificultate în comuna Toporu, sat Tomulești. Tot astăzi, Crucea Roșie a suplimentat cantitatea de alimente trimise către persoanele izolate cu 300 de pâini.